Eu l-am ascultat ca de obicei cu atenție, ca de fiecare dată, pe Victor Ponta, prietenul meu bun, cel mai bun, și reținusem ceva până să vorbească Rovana. Am înțeles de la Victor că așa a zis el, că a pierdut bătălia cu mine în organizația de femei și îl înțeleg. Daciana este prezentă și îl susțin. Nu spun că aseară, când eram decât noi amândoi, Victor îmi spunea altceva, dar asta rămâne decât între noi. Când Daciana nu era cu noi, aflu după aia de la Rovana că toate sunteți ale lui. Mă rog, cu toate astea o să încerc să spun și eu câteva cuvinte. Da, am văzut, la și alții. Am înțeles de la domnul Victor Ponta că trebuie să mă ocup serios de organizația de seniori a partidului. Până la urmă, dumneavoastră veți decide între noi. O să încerc să vă dezvălui un secret cu riscul de a-mi face dușman toți bărbații, sau pe toți bărbații. Să știți că înființarea organizațiilor de femei în cadrul partidelor politice a fost o idee a unui bărbat și a unui bărbat deștept și orientat, pentru că a făcut-o din interes și dintr-un spirit de apărare al nostru, pentru că în cazul în care n-ar fi existat organizații de femei în rândul partidelor, femeile s-ar fi constituit într-un partid și vă garantez că dacă ați fi făcut asta, noi n-am fi ajuns niciodată la putere, pentru că aproape tot ceea ce fac bărbații sunt în stare să facă femeile, și de cele mai multe ori mult mai bine. În schimb, noi nu putem să facem tot ce faceți dumneavoastră. Pe lângă toate aceste lucruri, dumneavoastră sunteți și foarte frumoase, mult mai frumoase. Încerc să recuperez cât pot. Și știm bine că frumusețea înseamnă și mai multă putere. Și cred că fiecare bărbat știe lucrul ăsta, că frumusețea unei femei înseamnă și mai multă putere. Din aceste motive, noi vă susținem foarte puternic și vrem să rămâneți în continuare în cadrul partidului nostru și veți avea tot sprijinul nostru pentru organizația de femei. Este deja un clișeu, dar să știți că este o realitate. În general, femeile puternice n-au avut nevoie de un bărbat puternic în spatele lor. Ba, dimpotrivă. Mă uit la colegii mei de aici, în primul rând, au niște fețe când se uită la mine. În schimb, în general, bărbații, în istorie, bărbații puternici au avut nevoie de o femeie puternică lângă ei, care să-i sprijine, care să-i remotiveze, pe umărul căreia să pună capul, să primească din nou curaj și forță. Și avem un exemplu chiar la noi în partid și este pentru prima dată când o spun public, o spun din suflet, știind exact despre ce vorbesc. Daciana, pentru ce faci pentru Victor și pentru ce faci pentru noi? Pentru... Știu că nu-ți place, dar pentru sprijinul discret și constant pe care l-a dat mereu lui Victor și îl ajuți foarte mult să rămână în continuare puternic, în numele PSD-ului, eu îți mulțumesc. Și să știi că atunci când nu ești tu lângă el, e cu mine de să stai liniștită. Avem într-adevăr, dincolo de cele mai frumoase femei din politica din România la noi în partid, avem și cele mai
puternice femei în politică, în rândul Partidului Social Democrat. Rovana Plum conduce unul din cele mai grele ministere din Guvernul României și îl conduce foarte bine și pentru asta o felicit. Și este o femeie, ministru, care a avut, are și va avea mereu curaj, care nu ezită, care respectă tot ceea ce am stabilit ca și program politic în anii în care nu eram la guvernare și nu face ca alți miniștri care, atunci când ajung în birourile de ministru, uită că atunci când eram în opoziție ne-am stabilit niște obiective pe care le-am stabilit corect. Domnul Cuc, am înțeles că se numește, eu cred că este altceva, Victor. Din câte știu eu, Suleiman e decât luni și marți. Și cred că este o înțelegere transnațională cu frații noștri de la Bosfor, ca și în zilele din săptămână care nu sunt luni și marți să continue Suleiman. Nu sunt sigur cine e Hürrem. Da. Bun. Mi-am adus aminte de acest... Mai am multe dosare. Da. Mi-am adus aminte de acest domn pentru că am senzația că este forțat acum să retragă decorația prietenului său, Laszlo Tőkés, la inițiativa Corinei Crețu, o femeie extrem de curajoasă și determinată. Pe care o felicit, ține tot așa Corina. Vreau să mai vorbesc despre o doamnă respectată de toată lumea și care este mereu la fel de dinamică, puternică, curajoasă, care spune tot timpul ceea ce gândește, pe care chiar eu o iubesc sincer, Cate Andronescu. O femeie care pune suflet în tot ce face. Câteodată mult prea mult suflet, dar așa este construită, vrea să fie, să aibă inimă pentru toată lumea, suflet pentru toată lumea, oricine a avut o problemă și nu neapărat numai legată de educație. La noi în partid, în orice colț din țară, doamna Andronescu s-a urcat în mașină la volan și îi zic mereu să fie atentă și taie țara în lung și în lat și ajunge acolo, chiar dacă nu are rezolvarea în ministerul pe care l-a condus la un domeniu pe care îl gestionează, dar să pună o vorbă bună, să simtă cel de acolo că cineva îl sprijină și încearcă să-l ajute. Și prin mulțumirile mele, Cati, să știi că primești mulțumirile tuturor din acest partid. Aveam nevoie în partidul nostru de o femeie și frumoasă și foarte bătăioasă, normal fiind de la noi din Sud, o femeie care să arate oltenilor că pot fi conduși foarte bine de o femeie, Olguța Vasilescu, care a făcut ca acum singurul mare municipiu din România condus de o femeie să fie condus de o femeie pesedistă, o femeie respectată, o femeie care, dincolo de alte lucruri, a înțeles exact ce înseamnă dezvoltarea unui municipiu și cu care colaborez foarte bine la acest minister pe care îl conduc în proiecte de dezvoltare pentru municipiul Craiova. Are și sprijinul lui Victor Ponta, normal, că n-are cum să nu-l aibă. Și cred că pot să spun de la acest microfon, Olguța, că primul ministru Victor Ponta mi-a cerut ferm ca la Craiova să se realizeze un stadion de nivel internațional. Se va realiza.
Vreau să vorbesc despre o femeie cu care am lucrat foarte mulți ani, o femeie cu care am împărțit și bine și rău de-a lungul multor ani, cu care am construit împreună multe lucruri. În Telorman este Viorica Dăncilă. O femeie care i-a păcălit pe mulți, dând impresia de fragilitate, deloc așa. Vă invit să mergeți cu ea în campanie electorală prin statele din Telorman și să vedeți cine are curaj din adversarii politici să se contrazică cu ea. Este o colegă adevărată. Vreau să-ți mulțumesc pentru ce ai făcut în organizația de femei. Și să știi că dacă noi am avut rezultate extrem de bune în acel județ, pe care unii le contestă sau le interpretează aiurea, este în primul rând datorită vouă. Organizația de femei din Telorman este o organizație foarte bună. Sper că și eu am contribuit cât am putut și vă mulțumesc pentru asta. Aș vrea să știu dacă este în sală o primăriță pe care eu o respect foarte mult, Mariana Gâjul. Este? Pare rău că nu este. Este o doamnă primar pe care o respect foarte mult, despre care am vorbit la orice întâlnire. Este o femeie care conduce o comunitate de 14-15.000 de oameni, o comună foarte mare din Constanța, care se luptă foarte mult pentru atât pentru drepturile primarilor, cât și pentru drepturile femeilor. Este un camarad adevărat, chiar dacă câteodată poate părea pentru unii incomodă prin ceea ce spune, dar spune adevărul. Și tot timpul trebuie să fim atenți. Când cineva cere niște lucruri, important nu este dacă ceea ce primim ca și solicitări ne deranjează. Important este dacă ceea ce primim ca și solicitări sunt lucruri normale, necesare și obligatorii de a fi realizate. Pentru noi, în opinia mea, a contat foarte mult că de curând, în rândurile acestui partid, a intrat o doamnă care cred că va face o carieră bună. Nu spun altceva ca să nu-i atrag foarte mulți dușmani sau dușmance. Pentru că am văzut cum înțelege și cum prinde din mers activitățile de organizare, cum înțelege să se bată pentru județul pe care îl conduce deocamdată și cât de mult iubește ideea de stânga, ideea de Partid Social Democrat. Și pentru noi este un mare câștig faptul că în rândurile PSD-ului a intrat și Gabriela Brânceanu Firea. Gabriela Firea. Gabi Firea este o doamnă care și-a construit singură succesul înainte de a intra politică. Asta a fost motivul principal pentru care spun că pentru noi este un câștig. Gabi, ai tot sprijinul meu, sunt sigur că ai și sprijinul întregii conduceri a partidului. Și cred că vei avea succes în politică dacă o ții tot așa, așa cum ai ținut-o până acum, să te gândești la lucrurile necesare pentru fiecare comună din Ilfo, pentru ceea ce vreți să faceți voi ca și acțiuni parlamentare și pentru femei și pentru dezvoltare. Vreau să te felicit. Așadar, sunt foarte multe femei puternice în partidul nostru, asta ne dă puterea, garanția și siguranța că acest partid va rămâne cel mai mare, cel mai puternic și cel mai iubit partid din România și trebuie să o recunosc că un rol important îl aveți dumneavoastră. Indiferent de ceea ce fac bărbații, indiferent de lucrurile bune sau rele pe care le fac bărbații, până la urmă stabilitatea acestui partid, stabilitatea unei societăți, o dați dumneavoastră ca și fiice, ca și soții, ca și mame, ca și bunici, sigur, nu avem în sală așa ceva, dar eu nu-mi permit să spun așa ceva, domn președinte. Stabilitatea este la dumneavoastră și pentru asta, cu mult respect, vă mulțumesc, stimatele mele colegi. Eu am lucrat cu atenție la noul statut al PSD-ului, constat acum că n-am fost suficient de atent. Cu prima ocazie când vom face modificări la statut și eu cred că trebuie să facem cât mai repede, eu cred că trebuie să punem acolo o prevedere că
nu știu, viitorul președinte al partidului trebuie să fie obligatoriu o femeie. Și spun asta pentru că l-am văzut pe președintele meu că a cedat imediat funcția și eu vreau să-mi păstrez funcția în continuare și vă spun de acum că vă susțin pe cea care veți candida la funcția de președinte. Știu exact de ce a făcut Victor Ponta această remarcă, dar nu pot să vă spun acum. O să vă spun puțin mai târziu, anul viitor. Stimate colege, nu vreau să vă mai țin. În ceea ce privește programul politic, președintele partidului și primul ministru vi l-a spus, contăm în continuare pe sprijinul dumneavoastră. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care, cu care am discutat în sală înainte de a începe lucrările, să vă mulțumesc pentru încurajările pe care mi le-ați dat și să vă răspund multora care mi-a zis să mă țin tare în continuare, mă țin tare în continuare și pentru că am sprijinul dumneavoastră, dar în primul rând pentru faptul că nu am cum să cedez în situația în care discutăm de nevinovăție 100%, pe de o parte, iar pe de altă parte un risc uriaș de a promova un atac fundamental la democrație și anume să punem sub semnul întrebării dreptul cetățenilor de a vota și dreptul partidelor de a mobiliza cetățenii să vină la vot. Și vă mulțumesc pentru telefoanele, mesajele pe care le-am primit și vă asigur că rămân la fel de puternic și veți găsi în mine același sprijin pe care l-ați găsit permanent. Și vă asigur că și în cele două campanii electorale de anul viitor vom avea o organizare și mai bună decât cea care este incriminată acum, așa ca să le facem în necaz. Și în final, Rovana, am foarte mari emoții, îți țin pumnii în competiția acerbă de astăzi pe care o vei da la alegeri. Îți doresc succes și Doamne ajută! Vă mulțumesc mult și vă sărut!